genul programului Pamflet. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Începe comentariul zilei. Sunt Cătălina Biholar, alături de mine, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine v-am regăsit. Iată că a venit un răspuns de la Ministerul Sănătății cu privire la faptul că un părinte vrea să-și ducă copilul la grădiniță, deși micuțul nu a fost vaccinat cu vaccinurile obligatorii. Ministerul Sănătății e foarte ferm și spune că nu e posibil. Asta deși avocatul poporului a tras un semnal de alarmă, cum că copilul respectiv ar trebui să fie lăsat să meargă la grădiniță. Da, era de previzibil acest răspuns din partea autorităților. Până la urmă, DSP a mers pe aceeași idee și ar fi fost poate anormal ca o altă instituție sanitară. Da, nu, dar domnul Ludovic Abiței este director de mult acolo și știe ce vorbește și a vorbit în baza unor reglementări, unor prevederi legale. Bine, și domnul care era revoltat avea și el o parte din lege, un paragraf de lege în care spunea, îi dădea lui dreptate. Însă, noi am discutat aici la, în platou de atâtea ori, adică de câte ori a fost cazul, de câte ori au apărut știri cu acest părinte nemulțumit. Este dreptul părintelui să fie nemulțumit și să nu fie de acord ca al lui copil să fie vaccinat. Însă, cum e obligația guvernanților să clarifice legea. Este și asta, să clarifice legea, însă nimeni nu-l obligă pe părintele respectiv să-și ducă copilul la grădiniță, băiatul la grădiniță. Bine, mai e și educația obligatorie până la 10 clase. Este obligatorie dacă tu nu vrei să te supui unor reguli, nu? Pentru că trebuie să te supui regulilor dintr-o comunitate și dacă regulile comunității sunt așa, tu trebuie să le respecti. Dacă nu vrei să le respecti, nu ești primit în comunitatea respectivă. Adică își manifestă libertățile așa cum consideră de cuvință. Absolut. Deci el are dreptul să nu-și vaccineze copilul, autoritățile au dreptul să nu-i primească copilul la grădiniță. Mie mi se pare foarte simplu și problema este, cred că, de acum rezolvată, dar înțeleg că sunt și alți părinți care, ca domnul care a făcut plângeri peste tot, că nu este de acord să-i fie vaccinat copilul pentru că nu are încredere în soluțiile care intră în organismul, copilului. Mai sunt și alți părinți care însă n-au făcut tam-tam și care refuză să-și vaccineze copilul. Cred că autoritățile sanitare trebuie să facă mai mult propagandă în sensul vaccinării copiilor. Repet, dacă ar fi fost probleme cu acest vaccin, cred că ar fi fost foarte multe cazuri de îmbolnăviri și nimeni nu se joacă cu sănătatea oamenilor și în special a copiilor și nimeni nu ar face o vaccinare în masă dacă acest vaccin ar fi dăunător mai mult sănătate, dăunător nu? Decât mai mult, benefic, da. Pentru că nu are nimeni garanția că odată vaccinat copilul nu se poate îmbolnăvi, poate există, nu știu, 1 la 1 milion cazuri în care, deși a fost vaccinat un copil, s-a îmbolnăvit. Cătălina, știi cum e chestiunea? Acum, de obicei, ne pricepem toți la toate. Înainte vreme, bărbații cel puțin se pricepeau la fotbal la femei și la femei. Femeile nu știu la ce se pricepeau. Și la bere, nu? Nu știu, la bere nu știu. Dar femeile nu știu la ce se pricepeau ele. Dar bărbații spun la politică, la fotbal și la femei. Însă acum se pricepe toată lumea la toate și terenul ăsta al medicinei este un teren care nu este accesibil pentru prea multă lume. De când a apărut internetul, lumea este și mai pricepută la toate. De pe când forumuri, au apărut, pe formulele alea, toți se pricep la toate și sunt tot felul de tămăduitori din ăștia care îți fac frecții, care îți fac ceaiuri, care inventează ei tot felul de chestiuni. Și se exprimă pe internet, pe forumuri, acolo pe forumuri, toți sunt foarte pricepuți. Dar cred că un om care a făcut o facultate de medicină care durează 6 ani, care dă un rezidențiat, care face niște studii în permanent, eu mai bine decât militar, un mer, profesorul sau universitar, chiar un om care știe mai bine și e preferat să spune cum stau lucrurile în acest domeniu. Pe de altă parte, rămân la concluzia mea că ar trebui clarificată legislația, ca interpretări de genul acesta, da, ale aceleiași legi să nu mai fie valabile. Dar cine să clarifice legislația? Păi, legiuitorii. Și cine e legiuitor? Practică cuvântul ăsta.
Parlament. Parlamentari. Parlamentul e format din cine? Din parlamentari. Or fi vreo doi medici printre parlamentari. Dar, nu, dar hai să luăm parlamentari din cealaltă. Și nici măcar nu trebuie să fie medici. E foarte bine să fie juriști, parlamentari. Deci parlamentarii sunt aleși pe colegii, da? În Suceava sunt 10 colegii pentru Camera Deputaților și 4 colegii pentru Senat. Anul ăsta, adică anul trecut, au intrat mai mulți în Parlament, că e legea cum este. Deci sunt vreo 18 parlamentari. Noi, din păcate, nu avem parlamentar... niciun medic, dar avem avocat. Doamna senator e avocat. Care poate, senator? Doamna senator Vasilica Steliana Miron. Poate interpreta corect sau mai mult. Dar nu de asta, dar fiecare parlamentar e într-un colegiu, răspunde de un colegiu. Ori în colegiul respectiv sunt tot felul de meserii, inclusiv sunt medici în colegiul respectiv. De ce parlamentarii noștri de Suceava nu fac întâlniri cu medici să discute probleme? Astăzi, săptămâna asta mă întâlnesc cu medici, săptămâna aia mă întâlnesc cu profesori, săptămâna cealaltă mă întâlnesc cu ingineri și așa mai departe. Să preia din doleanțele lor. Da. Problemele care ar Absolut. Putea fi reglementate. Absolut. Ei, uite și soluția, deci nu trebuie să fie parlamentarii medici, ci să aibă bunăvoință să vorbească cu medicii. Un alt subiect despre care aș vrea să vorbim la comentariul zilei este faptul că transportatorii intrajudețeni ar putea să nu mai staționeze în stațiile din municipiul Suceava. Societății de transport public local sau a operatorilor privați de transport local în municipiul Suceava. Nu, și dar în general, Caterina, în general, se oprească la intrarea. Înțeleg, e o problemă localitate. Nu doar în municipiul Suceava. Bine, acum s-a pus problema pentru municipiul Suceava. Este o problemă în tot județul, în localități unde sunt câțiva operatori care au licență de funcționare în localitățile respective și care se împiedică de multe ori de operatorii intrajudețeni, de cei care fac curse între localități. Între localitățile județului. În acest sens, consilierii locali ai Partidului Național Liberal își doresc să depună un proiect de hotărâre de consiliu local care să reglementeze lucrul acesta, deși chiar și fără această hotărâre de consiliu local e ilegal să practici transportul public pe raza unei localități și să n-ai licență pentru asta. Da, și atunci care e problema? Să poată, nu știu, poate să poate primească amenzi de la polițiștii locali sau eu știu cum să împiedici să facă acest lucru. Eu astăzi am remarcat când am fost domnul președinte Băișanu la conferința de presă. La și PNL, că totuși pentru... s-a ținut conferința de presă, dar de obicei conferințele de presă, adică de obicei, cam în proporție de 98%, conferințele de presă la PNL Suceava au fost ținute de domnul președinte al organizației județene, domnul deputat Alexandru Băișanu. Astăzi nu a fost, probabil că a avut probleme mai importante. Îmi pare rău că domnia sa nu a fost la conferința de presă, pentru că aș fi avut din nou ocazia să îl laud, să apreciez spusele domniei sale, inițiativele. Indiferent de subiect, nu? Indiferent, nu. Pentru că eu mi-am propus încet, încet să echilibrez acel procent care este în defavoarea domnului Băișanu. Domnia sa a spus că am făcut în proporție de 84% comentarii negative la adresa domniei sale și 16% pozitive și vreau să recuperez, să ajungem măcar la 50-50%. Totuși în lipsă. În cât timp ți-ai propus nu să echilibrezi? Timp cât mai scurt, dar acum depinde și de el când vine la conferințe de presă. Cât de des apare, da? Da. Te poate ajuta. Mă poate ajuta, adică depinde și de dumneavoastră. Astăzi, dacă n-a fost, totuși eu apreciez activitatea domniei sale. În lipsă. Așa, ca să mai adun acolo la cât despre procent. Subiectul cât despre colegii domniei sale au bătut câmpii astăzi. Adică, și acum, hai să mai fac și negativ la adresa domnului Băișanu, când nu se bagă domnul Băișanu în seamă cu niște subiecte, se bagă în seamă colegii domniei sale. Această problemă este hotărâtă de Consiliul Local, deci ceea ce vor să facă domnii de la PNL în Consiliul Local Suceava nu are niciun sens, pentru că există o hotărâre a Consiliului Local Suceava din 2006, hotărârea numărul 218, care se referă la aprobarea utilizării stațiilor de călători pentru operatorii intrajudețeni. Și au voie stațiile, sau n-au voie? Stațiile în care pot să oprească sunt Spital Mobilă, Hotel Balada, Ițcan și Burdujeni, adică la intrările în oraș. Acolo. Deci există... Ce e în afara acestor stații e deja ilegal. Da, este ilegal. Și poate fi sancționat, nu știm exact de nu, cine. Dar există o lege. Cred că poliția, cred că are rău. Autoritatea Rutieră Română, am presia care rău poate să amendeze și să intervine. Deci este lege. Până este... la, mă gândesc, retragerea licenței de transport. Nu? Da, este și lege și hotărâre de Consiliul Local, așa că
Astăzi conferința de presă a Partidului Național Liberal în lipsa domnului președinte s-a ținut degeaba. Și poate ar trebui să-l consulte înainte. Să-l consulte. Deci, încă o dată, se vede că domnul președinte este cel mai capabil de acolo, fără domnia sa. Așa se argumentează. Domniile lor bat câmpii mai tare decât o face domnul președinte în persoană. Așa se argumentează de ce el susține conferințele de presă în cea mai mare măsură. Și, în final... Sport. Nu până la sport. Dacă vrei să vorbim și despre sport și astăzi, foarte bine. În final, președintele Consiliului Județean Iași a fost la Suceava, Cristian Adomniței, de origine sucevean. Ne-a spus foarte clar că aeroportul de la Iași nu concurează cu cel de la Suceava, ba chiar ar putea veni în completarea lui și cum Suceava poate veni în completarea Iașiului atunci când Iașiul va fi capitală de regiune. Na, domnul Adomniței ce spune dacă era venit la Suceava? A spus ceva care să le facă plăcere sucevenilor. Domnul Adomniței spune că nu e deranjat Iașul, că Suceava își modernizează aeroportul, dar Iașul era să hașpească fondurile. E corect hașpească? Nu știu dacă există. Să șutească. Să șutească, e corect? Deși eu știu că sunt pe două fure, axe de finanțare complet diferite. Nu, dar se găseau niște prevederi legale. Dacă mai stătea domnul Șmenechiu la Ministerul Transporturilor, domnul Fenechiu, dacă mai era el șef acolo, că el are boală pe Suceava foarte mare, domnul baron de Iași, Relu Fenechiu. El de mult visează să fie Suceava la picioarele lui și au fost niște încercări de a lăsa Suceava fără bani, fără fonduri pentru modernizarea aeroportului, de aia s-a și tărăgânat mult, de aia lucrările la aeroportul de la Suceava nu au fost începute mai de mult, pentru că ministerul condus de domnul Fenechiu a făcut tot felul de chestiuni ca să întârzie demararea proiectului. Până la urmă a plecat domnul Fenechiu de acolo. Faptul că Tarumul a vrut să întrerupă zborurile pe relația cu Suceava îi se datorează tot domnului Fenechiu. Deci să nu mai zică domnul Adomniței că Iașul nu are nimic și că se bucură că Suceava așa. Nu este și adevărat. Tocmai deci cu primele zvonuri că nu vor mai exista cursele Tarom, București, Suceava și retur, au apărut tot felul de afișe stradale, de bannere, de reclame la aeroportul din Iași, Iași, la care aeroportul din Botoșan nu-i. Da. Botoșan nu-i cu Suceava. La Bacău, poftim, dar de ce tocmai la Iași? Ai, întâmplătări. Deci asta a spus-o domnul Adomniței așa, dar nu este adevărat. Iașul întotdeauna își dorește să fie capitală, adică își dorește de multă vreme să fie capitală de regiune. L-am auzit pe domnul Adomniței că nu putem renega istoria, nu? Nu, dar... Și Suceava a fost capitală. Da, absolut. Domnul Adomniței a venit cu un aer așa de superioritate la Suceava, l-am văzut vorbind acolo, cu aerul de om care deja este șef peste toată regiunea, inclusiv peste Suceava, și cu un aer de superioritate, dar în același timp de oarecare bunăvoință, dat fiind faptul că domnia sa este sucevean și ne-a dat de înțeles că vom conta și noi acolo, că ne bagă și pe noi în seamă. Și noi ar trebui acum să dăm ca marmotele din Lăbuțe și să ne bucurăm. Dar îngrijorător este următorul lucru, că domnul Adomniței a vorbit la Suceava ca și cum regionalizarea s-ar fi făcut. Asta înseamnă că domnul Adomniței are niște informații conform cărora la guvern se știe deja că regionalizarea este aia dorită de domnul Dragnea, că țara se va împărți în 8 sau în 10 regiuni, dacă luăm în calcul 10 și cu Dobrogea și cu Sibiu, și că noi vom rămâne găinile țării. Unele dintre găinile țării. E atât de izolat de colegi, da. Ceea ce nu e neapărat foarte departe de realitate. Domnul Adomniței nu e un cuvânt foarte greu în zona Iașiului. E are domnul Nichita, sunt alte Fenechiu, alte nume grele în PNL sau în PSD. Dar acum domnul Fenechiu o să plece la brutărie și rămâne domnul Adomniței. La brutărie nu mai poate să conducă de la brutărie de acum.